Ploieștenii își pot măsura gratuit tensiunea arterială. Este inițiativa unor oameni cu suflet care dețin în Ploiești un magazin de produse naturiste și care vor să dea o mână de ajutor ploieștenilor. Zeci de oameni, în special vârstnici, profită zilnic de posibilitatea de a-și ține sănătatea sub control prin monitorizarea atentă a tensiunii arteriale. Bolnavii de inimă sunt primii cărora le este recomandată măsurarea tensiunii în zilele în care mercurul termometrelor sare de 33 de grade. Am zis, hai să facem ceva. Și facem și pentru om ceva și pentru noi ceva. A prins bine pe perioada asta de caniculă. A prins foarte bine. Cel puțin în zilele caniculare, foarte multe persoane vin să-și iau tensiunea. Și omul, în momentul în care vede că are o problemă cu tensiunea, mă și întreabă, aveți ceva? Ce-mi dați pentru tensiune? E bună treaba asta cu puncte de unde poate omul să-și măsoare. Pentru că e un reper valoros pentru orice persoană, să știe cum stă cu tensiunea. Mulți cetățeni, fie din comoditate, fie din lipsă de timp, nu se pot duce la medic și acolo trebuie să stai la rând și iarăși e o problemă. Așa aici, veniți și în câteva minute terminați cu... Vedem cum stăm cu inima. În toiul verii, persoanele cu afecțiuni cardiace și nu numai ar trebui să-și monitorizeze permanent tensiunea pentru a preveni apariția complicațiilor. În plus, pentru a preveni agravarea afecțiunilor cronice, medicii recomandă o hidratare corectă, alegerea unei ținute potrivite pentru temperaturile ridicate și evitarea expunerii prelungite la soare, mai ales între orele 11 și 17. Aproximativ 5 milioane de români suferă de hipertensiune. Domnul internat în spital și a avut 20. Acum e 18. E mai bine și 13. Cât? Data trecută cum a fost? 13. Nu vă simțeați în funcția la mine? Și ați luat-o așa doar că ați vrut să o luați? Atunci? Da, m-am scăpat de gura. Aha, soția a fost. Nu există o rețetă miraculoasă pentru sănătate, dar sportul și o viață liniștită țin medicul departe. Bolile cardiovasculare ucid anual cei mai mulți oameni. Mai mult de un sfert din populația globului este hipertensivă.